Bună ziua, doamnelor și domnilor, multiviților și stimaților, pentru că spuneam că marțea sunt trei ceasurile, aflați că au început deja. Au început ră la mine, mai întâi am aflat cu stupoare că-s verde. Prima oară, că asta e a doua, a treia triplă, nu știu cum să zic. Așa, da, ca să iasă bine mereu. Și că prima oară mi-am dat eu singur rec aici, ca să, da, și una că eram așa, voi m-ați fi văzut toată emisiunea în poziția asta, doi la mă că eram verde. Ultima oară a fost albastru. Da, eu să... 11 august, vă spuneam și marți, că asta este. Bă, dar mă stânge cablul ăsta de pectorali. Vă zic cu Wikipedia, de asta sunt eu aici. În 3114 înainte de Hristos începe calendarul lung mesoamerican, lung de adevăratele, cu cel puțin 3000 de ani înainte de a începe calendarul creștin. Chiar că e lung. În 106, în 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisium atesta că la această dată se constituise deja provincia romană imperială Dacia. În 355, generalul roman Claudius Silvanus, acuzat de trădare, se proclamă împărat roman împotriva lui Constanțiu al II-lea, iar în 1492, a cam sărit 1000 de ani, Alexandru al VI-lea a fost ales papă. În 1690, victoria coaliției otomano-tătaro-muntene, conduse de Constantin Brâncoveanu în pătălia de la Zârnești, împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heisler. Coaliția îl impune pe un român pur sânge, Imre Tocoli, în funcția de principe al Transilvaniei. Cum te cheamă pui de dac? Da, știți bancul ăla. Cum te cheamă pui de dac? Eștvan! Sau glume de doi bani, de șantier, dar cum te cheamă pui de dac? Șmil, Ițic. În 1804, Francisc al II-lea își asumă titlul de prim împărat al Austriei și în 1914, Franța declară război Austro-Ungariei. În 1919 este adoptată Constituția Republicii de la Weimar. În 1934, primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, în Statele Unite ale Americii. În 1952, după abdicarea lui Talal I, Hussein a fost proclamat suveran al regatului Hashemit al Iordaniei. Bă, vă dați seama că eu vă dau niște informații care pentru voi nu înseamnă nimic, dar îmi place că aici pe Wikipedia și că s-ar putea să... În 1960, Ciadul își declară independența față de Franța. Primul președinte este François Tombalbaye. John Lennon ține o conferință de presă la Chicago în 1966, scuzându-se pentru Jesus Affair. În 1984, președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, în timpul campaniei electorale pentru realegerea sa, glumește la microfon în timp ce se pregătea să se adreseze la Radio Public Național, spunând că a ordonat bombardarea în 5 minute a Uniunii Sovietice. Gluma n-a fost foarte gustată unde? În Uniunea Sovietică, evident, unde a produs, de altfel, iritare. În 1999 a avut loc ultima eclipsă totală de soare din secolul 20, vizibilă în România. Bucureștiul a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate. S-a aflat în zona de maximum la 14:07 ora locală. Mă, vă mai aduceți aminte de eclipsa totală de soare? Vă mai aduceți aminte de eclipsa totală de soare, da? Pentru că dacă nu vă aduceți aminte de eclipsă, vă aduceți aminte de bancnotele de 2000 de lei. Bancnotele de 2000 de lei, aniversare, monedele de 500, de 50 de bani, parcă, zic bine? Da? 50 de bani? Tot cu eclipsa, pe care încă eu cel puțin le mai am acasă, le țin și acum. S-a vorbit foarte mult despre faptul că Bucureștiul a fost în zona a mai bună, a fost în rândul 1 a eclipsei totale de soare, ultima eclipsă totală de soare din secolul 20. Și că, bineînțeles, ăștia de se uită cu telescoapele și care ar fi vrut să vadă totul, s-au plâns că n-a fost organizată ok, că nu s-au asigurat anumite chestiuțe, că în loc să fie camerele de hotel puțin mai ieftine ca să vină toată lumea în România și să vadă eclipsa în București, care este, s-au scumpit atunci prețurile peste tot. Țineți minte că nu se poate la noi nici eclipsa totală de soare nu ne-a adus vreun beneficiu. Că n-am știut cum să o promovăm. A, uitați-vă la ce brand de țară avem. O frunză care e logo-ul unei
linii de transport de persoane eco. Ma, nu e. În 2003, NATO a preluat controlul asupra unităților militare afgane și în 2004 a fost demolat RKS Liblice 1. Nu știu ce e RKS Liblice 1, dar dacă aveți răbdare o secundă, Wikipedia ne zice. Că Wikipedia e deșteaptă și ne iubește și ne zice tot. Se încarcă. Hai să vedem ce ăsta e RKS Liblice 1. Care a fost demolat. Apropo de... E o instalație pentru transmisia comercială a undelor radiolungi localizată în Republica Cehă, la aproximativ 33 de km est de Praga, lângă Liblice. Este utilizată ca o antenă T urcată la 150.000. Două turnuri construite din oțel care au fost demolate într-o explozie ce a avut loc pe data de 11 august 2004. Bine, domnule. Apropo de demolări, nu? Ați văzut în presa centrală, cu siguranță, despre blocul ăla din Giurgiu. Da? Ca nenea l-a dărâmat alt bloc. Nu? N-ați văzut? Hai că e fan. Cineva, un nene, a primit el dispoziții, bine, el fiind un bănuiesc excavatorist sau ceva de genul ăsta, nu, noi muncim, nu gândim. Lui s-a spus, bă, e un bloc de demolat? Da. Și ăștia, de exemplu, demolează de toată vara, au făcut chestia asta deasupra, nu înțeleg ce. Câte găuri poți să dai, frate, într-o singură cameră? Și omul ei s-a spus, bă, vezi, e un bloc în Giurgiu care trebuie demolat. Omul n-a pus foarte multe întrebări, presupun. Da? Care, domne? Păi ăla, hai, pum, cu excavatorul în bloc. După ce l-a dat de pământ, vine șeful de șantier, care, șeful de șantier, ca orice șef de șantier care se respectă, vine la finalul lucrării, da? Și zice, bă, dar de ce e blocul în picioare? Și ăla zice, acum să fie în picioare, bre? Păi până acum ce am muncit? L-am dat de pământ. Păi care l-ai dat, bre, de pământ? Că, uite, blocul e în picioare. Păi ăsta trebuia. Cum pe ăla? Pe ăla trebuia să-l dau de pământ? Da. Well, și atunci ce face? Bă, dar măcar le-ai zis la oamenii ăștia să iasă din case? Adică, te-o înțeleg că te-a pus de demolat, da? Și ai demolat blocul greșit? Da, măcar ați avut bunăvoința să vedeți dacă nu mai e cineva înăuntru, adică... Nu s-a ajuns până la chestia asta, dar putem genera scenarii, da? Bună ziua! Da, mama, ies, spune! Doamnă, bunică, mă auzi? Ha! Zi mai tare! Bunică, mă auzi? Te aud, zi! Trebuie să ieși! De ce? Îl demolăm! Blocul meu? Da, eu locuiesc aici de 70 de ani. Bre, nu știu, nu mă interesează, mie mi-a zis șeful de șanter că trebuie să intru cu excavatorul acelea, da? Ia ieșiți-vă afară! Probabil că s-au interesat. Bă, locuiește cineva, nu locuiește cineva, e cineva pe la subsol. Și-au lăsat ăștia murăturile, dracu, poate i-am dat afară din apartamente și-au lăsat murăturile și roțile, că, nu, cauciucurile de iarnă. Că omul în subsol, în beci, ține o grămadă de prostii. V-ați uitat vreodată ce are cineva o familie normală în subsol? De toate, frate. Cartofi, castraveți în oțet, morcovi în nisip. Da? Pentru că se poate. Cauciucurile de iarnă, hainele de iarnă. Dar copilul ăsta cu el, nu știu că el nu era aici. E... Omul n-aruncă nimic românul. El ține acolo, nu se știe niciodată. Mie îmi place genul ăsta de om. Bre, am găsit niște neoane arse. Păi nu le arunci? Nu, frate, că nu se știe niciodată. Bă, dar arse, ce niciodată? Nu știu, poate vine vreodată să mă joc de Darth Vader cu neoanele și să-mi fac o sabie laser. Dar nu funcționează, bre, n-are importanță, totul ține de imaginație. Da? Și Dorela nostru uita cu excavatorul, bum, și le-a stricat ăstora jucăria. Jucăria greșită care este. N-am mai stat să urmăresc unde a ajuns până la urmă situația, cum a evoluat situația, că mă lași. Cum a dărâmat blocul greșit. Și era probabil celălalt pe care l-a ăsta de la dat de pământ, era nou nouț și trebuia dat în folosință, mă gândesc. Aia, bă, abia l-am construit. Acum trebuie să o luăm de la capăt. La mulți ani, Chris Hemsworth, Hemsworth, actor australian, prințesa Mabel a Olandei, excelență. La mulți ani, născut în 1968. Marian Jean Marinescu, politician român, Veta Biriș, interpretă română de folclor, Mircea Teodoru Istian, la mulți ani, politician român, Ioan Mânzatu, fizician și politician român, Fernando Arabal, scriitor spaniol,
Teodor Mazilu, dramaturg și prozator român, și Modest Morariu, scriitor român, Aaron Klung, la mulți ani, chimist britanic de origine lituaneană, laureat al Premiului Nobel, Jiří Kolář, scriitor, pictor și om de cultură ceh, Mike Douglas, comediant american, născut în 1925, mort, din păcate, în 2006. Da. Și Olanda de Aragon. Ne-au părăsit pe 11 august Robin Williams, actor și comedian american, născut în 1951. Virgil Mazilescu, Tom Drake, actor american, Ernest Boris Chain, biochimist englez, Ion Barbu, pseudonimul literar al lui Dan Barbilian, poet și matematician român. Lor am făcut zgomot, da? Lorenz Oken, naturalist mistic german, Johann Tetzel, călugăr dominican, adversar al lui Martin Luther, și Nicolaus Cusanus, savant german, și Ioan de Hunedoara, ca să nu trec peste români, ban al Severinului, voievod al Transilvaniei, se presupune născut în 1407. Ca sărbători? Nu. Wikipedia astăzi zice că nu avem sărbători. Ceea ce e foarte ciudat, că la români, știți foarte bine, nu e o zi fără sărbători. Ceva trebuie să sărbătorim. Vorbeam când încă lucram la Radio M Plus în Piatra Neamț și la TeleM tot în Piatra Neamț. Glumeam la un moment dat că românii au 365 sărbători pe an. În fiecare zi este câte o sărbătoare. E adevărat, nu toate, sărbători de alea în care să nu miști un deget. Dar în fiecare zi e câte ceva. Și, uite, Wikipedia mă contrazice. Astăzi, de exemplu, nu există sărbători religioase, cel puțin. Nici măcar Ciadul nu-și servează ziua onomastică, măcar. Proclamarea independenței față de Franța. Există seriale TV, ce am trecut de la una la alta. Există seriale TV care ne pot schimba viața. Este? Și nu mă gândesc la telenovele, deși și acolo. Există seriale din care poți învăța ceva. Dacă nu sunt istorice, dacă nu sunt, nu știu, politice și așa mai departe, din care să poți suge o țară de informație, măcar, chiar dacă sunt fantezie, măcar există o morală pe care poți să o alegi și să o bagi la cap. Corect? Unul dintre serialele cele mai în vogă în momentul ăsta este, bineînțeles, Game of Thrones. Sau, cum i-au zis românii, urzeala tronurilor. Da? Pentru că Game of Thrones n-au se poate traduce altfel în limba română decât urzeala tronurilor. Puteau să-i spună jocuri de putere măcar, dar în fine. Și apropo de asta, râdeam aseară cu prietena că pe net, evident, bă, frate, eu nu știu cine Dumnezeu face, mă, traducerile la filme, dar pe mine mă scot din sărite. Adică, putem traduce numele orașelor și le putem adapta limbii pe care o vorbim, dar nu putem să traducem o porcărie de titlu de film. Putem să spunem Monaco, noi, ca români, dar Monaco pentru italieni înseamnă cu totul altceva. E Monte Carlo. Parcă. La fel pentru spanioli. Păi înseamnă cu totul altceva. München. Noi îi spunem München, că orașul se numește München. Alții îi spun Munich. Că așa îi spun nemții. Nu? Munich. Cred. Alții îi spun pur și simplu tot Monaco. Poftiți, vă rog. E, ca să mă întorc la filme, în România, Cloverfield, filmul Cloverfield, care nu e un film extraordinar, dacă n-ați auzit de el, nu e nicio noutate, nu e nicio problemă. Cloverfield a fost tradus monstruos. Cloverfield. Monstruos. Knocked Up, Cicădita Comedia, n-am apucat să o văd, cu o tipă gravidă. Un pic însărcinat. Sau, și mai rău, la chinezi se chema Weekendul care mi-a tras-o. Poftiți? Sau care mi-a făcut-o? Poftiți, dar de unde?
Da? Și n-am înțeles, de ce face traducerile astea vere? De ce nu-i spuneți, faceți o traducere ca oamenii? Game of Thrones în România încă mai e ok, da? Se numește Urzeala Tronurilor, deși eu personal aș fi mers pe jocuri de putere. Da, merge, ca să păstreze Thrones. E, și vă spuneam că serialele astea ne schimbă cumva viața sau ne influențează existența. Ei bine, aflați că seria Game of Thrones, care a generat un adevărat fenomen mondial, a influențat foarte mult pe unii dintre fanii săi, chiar dacă este vorba despre oameni cu picioarele bine înfipte în pământ. Un fan în raid a decis să folosească la locul de muncă ceea ce a învățat din serial. Vă spuneam mai devreme că învățăm din fiecare chestie câte ceva. Omul nostru a decis el, avocat de felul lui, a cerut o bătaie fizică pentru rezolvarea unui proces. Avocatul. Richard A. Luthman, avocat în Staten Island, în New York, a cerut unui judecător într-un caz recent să soluționeze un diferend civil printr-o bătălie. Ceea ce este și mai nebunesc este faptul că o astfel de acțiune demnă de evul mediu nu a fost scoasă până acum în afara legii în Statele Unite. În cererea sa, Luthman detaliază istoria proceselor rezolvate prin luptă, subliniind inclusiv că acesta nu a fost niciodată interzis de Constituția Americană sau de legile statului New York. Avocatul a recunoscut că această mișcare i-ar putea afecta cariera și că judecătorul ar putea să nu fie foarte bucuros auzindu-o. Măi, țineți minte când ăla mic Tyrion, da? Dacă n-ați văzut până acum, îmi pare rău, spoiler alert, cere el proces prin luptă, trial by combat. Se face, nu este avocatul ăsta... Trial by combat era aplicat în Evul Mediu, în special de legea germanică, și rezolva acuzațiile în absența martorilor sau unei mărturisiri. Cele două părți aflate în dispută se luptau, iar învingătorul ei se făcea dreptate, mergând pe ideea că Dumnezeu a luptat de partea lui, el fiind cel care are dreptate. L-a avut pe Dumnezeu de partea lui, iar celălalt nu, fiind mincinos. Da? Ca urmare, cel care câștiga bătălia nu-și... Cel care pierdea bătălia nu își pierdea doar bătălia, își pierdea și capul și pierdea și procesul. Lucru care nu mai avea cine știe ce importanță pentru el, el fiind în două piese, ca astea de la Lego. Da? Chestia cu avocatul ăsta nu este nouă. Într-adevăr, este primul avocat care cere trial by combat. Mai ales că nu se bate el, se bate clientul lui. Ar fi mișto să pui avocatul și procurorul să-și dea unul altuia pumn în gură. Da, nu. Că atunci l-aș angaja eu personal pe Doroftei. Și da, frate. Un bătrânel din Marea Britanie, în urmă cu câteva luni, jumătate de an poate, a primit o amendă de, nu știu, 60 de lire. Mare brânz un kil de caș. Da? El a cerut la fel. În fața judecătorului. Să se rezolve situația lui, n-a vrut să plătească amenda și a zis, trial by combat. Da, dreptate prin luptă. Evident, judecătorul s-a uitat la el și a zis, bă, nene, tu ești tâmpit? Ai 100 de ani. Iar procurorul, dacă te-ai bate cu el, nu știu, el reprezentând statul, nu poți să te bați cu statul, că te-ai bate cu 19 milioane de oameni, da? Nu poți să... Nu se mai face. Dar într-o perioadă se făcea. Corect? Apropo de Game of Thrones, ar trebui să se facă inclusiv comasarea forțelor armate la granița de nord a tuturor țărilor, pentru că de acolo vin ăia nemorți. Și să facem un zid mare, da? Pentru că noi avem dita cercul arctic și ar trebui acolo, dar nu mai avem nici pe ăla întreg, că a intrat Rusia călare pe Polul Nord și vrea să ia de acolo nu știu câte milioane de hectare. Revendică Rusia milioane de hectare din partea asta, din nord. Da? Pentru că totul se poate. Dreptate prin luptă. Tan-tan-tan prin bătaie. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Vă imaginați un judecător de 100 de ani cu un acuzat de 100 de ani, cum să păruiesc ei acolo în sala de judecată, mergând pe ideea că unul dintre ei îl are pe Dumnezeu de partea lui. Mi-a plăcut, apropo de chestia asta, o întrebare foarte faină. În timpul celor de-al doilea război mondial, într-unul din film, un documentar ceva am văzut, era o întrebare foarte faină. Dolarii americani, știți că au inscripționat acolo In God We Trust. În Dumnezeu ne punem
încrederea, speranța, credința. Nemții aveau și ei inscripționat pe chestia de la centură, am uitat cum se cheamă, acum nu-mi vine cuvântul, la fel. Dumnezeu e cu noi. Gott mit uns, parcă. Da? Și punea un soldat american, punea întrebarea, păi dacă Dumnezeu luptă cu noi, cine luptă de partea lor? Și dacă Dumnezeu e cu noi, cu ei cine-i? X. Da? Foarte mișto întrebare. Și cu ăsta la fel. Păi eu vreau trial by combat pentru că Dumnezeu e cu mine. Bun, și atunci cu ălalt cine-i? Dacă personal Dumnezeu luptă cu mine, înseamnă că ălalt e de rău. Partea proastă că și el crede la fel. Cam ambii, de obicei într-un proces, ambele părți cred că au dreptate. Omul nostru este pregătit să-și ducă dorința până la cel mai înalt nivel ca un drept constituțional, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, o astfel de acțiune demnă de evul mediu nu a fost scoasă până acum în afara legii în Statele Unite, împreună cu alte sute de legi idiote care n-au fost scoase în afara legii. Gen, în Texas nu ai voie să mergi cu mașina în timp ce săruți o balenă. Da? Nu? N-ați înțeles? În Texas nu ai voie să mergi cu mașina decapotabilă pe drumurile publice în timp ce legea completă, dacă mi-aduc aminte, pe bancheta din dreapta se află o balenă pe care o săruți. Da? N-ai voie! Poftiți, vă, dar ce mașină decapotabilă am în cap pe o balenă? Sau balenă e un termen așa mai drăgăstos pentru femei sau bărbați, persoane supraponderale, fără nicio intenție de a jicni, dar pe vremea aia legile erau cu cuvinte simple. Da? În alt stat n-ai voie să faci dragoste cu fereastra deschisă. Da? Ăștia din Statele Unite care se plâng că, domnule, sunt niște legi idiote care nu au fost scoase până acum, încă există, sunt vigoare și ar putea fi folosite, dar nu le folosește nimeni pentru că n-ai cum și că-s de porc, e, află cu stupoare că există legi în continuare de astea de 2 bani. Cum e în India, de exemplu, unde după ora 3 nu ai voie să ieși în public dacă ai mâncat usturoi. Știați? Nu ai voie. Legea nu-ți permite pentru că deranjezi olfactiv pe ceilalți. Corect? În India, după ora 3:15, care este, nu ai voie să ieși în public nicăieri dacă ai mâncat usturoi. Legea încă există. Și din punctul meu de vedere e foarte bună. Aș extinde-o puțin. N-ai voie să ieși în public dacă duhnești orice. Înțeleg că sunt persoane care transpiră abundent. Asta este organismul. Eu, de exemplu, în momentul ăsta țăpuiesc de cald. Nu mai pot. Evident că transpir. Și transpir la TV. Bă! Dacă n-aș transpira, aș fi mort. Corect? Dar vere. Mici reguli de igienă personală. Dai și tu cu o chestie. Nu te duci în autobuz, ridici mâna ca să te ții de țeava aia și omori persoana de lângă tine. Aia pică instantaneu și explodează nasul. Plămânii ies ochii din orbite ca în Total Recall cu Arnold Schwarzenegger. Da, n-ai cum așa, că eu omor pe aia din autobuz. Intri la terorism chimic, frate. Deci te rog frumos, dacă vii cu sconxul după tine, mergi dracu măcar pe jos. Da, sunt o grămadă de oameni de genul ăsta. Am anii din urmă, când încă mai mergeam cu taxiul, că n-aveam mașină sau permis, că românii n-au vrut să-mi dea, au vrut doar să câștige bani de pe mine. Când n-aveam, vă spuneam, mașină și permis, mergeam cu taxiul și, băi, vere, frate, nene, bădiță, lasă-mă, omule. Înțeleg, taximetristul stă în mașina aia 13-14 ore pe zi. Și totuși, duhnește mai puțin decât unii clienți. A coborât unul în fața mea, am văzut taxiul, dar vreau să vin de nu știu unde, dracu, să mă duc nu știu unde, naiba. Înțelegeți ce e la gura mea, drac, naiba, satane, bea. Da? Omul coboruse din mașină, l-am întrebat pe șoferul, ea liber, și omul zice, da, poftiți în spate. Am urcat după nene ăla, pe o portieră, mi-au curs ochii din prima, mi s-a uscat nasul, și am coborât pe portiera altă, zic, las că merg pe jos. Păi de ce? Vere, pute. Mi s-au uscat ochii dracului.
Nu, uite, părul din nas s-a făcut cârlionțat așa și stă acolo, e frică să se miște. Nasul meu a făcut așa și a intrat în partea cealaltă, unde, de bine de rău, duhnește mai puțin. Da, poftă mare, apropo, dacă mâncați, în timp ce mă urmăriți. Zic, bă, dă drumul la geamuri, frate, și aruncă 15 kg de parfum, dă și tu o găleată de colonie. Nu se poate. Unii transpiră abundent, asta este. Da? Și vă spuneam de legi idiote. Ei, pe ăștia, nu vorbim de legi idiote, asta e o lege pe care aș impune eu. Bre, înainte de a ieși din casă sau înainte de a urca într-un un mijloc de transport în comun, hai, eu zic să merg pe jos. Dacă ar face toți chestia asta, ar fi tare bine. Apropo de călduri care te fac să... Da, aflați că seceta din Spania și din Italia scumpește uleiul de măsline. O combinație de secetă și boală bacteriologică a măslinilor a cauzat creșterea prețului uleiului de măsline cu 10% acest an. Producătorii avertizează că recoltele sunt din cele mai rele din câte au văzut până acum. Guvernul italian a declarat stare de urgență în provinciile Lecce și Brindisi, unde culturile de măslini sunt atacate de o boală bacteriană numită Ebola măslinilor. Aproape 1 milion de măslini vechi de secolă din cadrul uneia dintre cele mai pitorești destinații turistice din Italia ar putea fi doborâți în încercarea de a limita pagubele și de a izola boala. Costul materiei prime a crescut în ultimii 2 ani deoarece recoltele au fost lovite de secetă în Spania, una dintre cele mai mari producătoare de ulei, și boala bacteriană Hilela fastidiosa. Oh! Care distruge copacii din Italia. Analiștii se așteaptă ca prețurile să rămână la cote înalte și în lunile următoare, mai ales că cererea este în creștere. Furnizorii și distribuitorii au dorit să cumpere cu 12% mai mult ulei de măsline decât au reușit să livreze exportatorii luna trecută, spun surse din cadrul acestei industrii. Clienții din America Latină s-au orientat spre Europa din cauza recoltelor slabe de la ei de acasă, în timp ce estii europenii folosesc din ce în ce mai mult ulei de măsline, spune The Guardian. Grecia și Tunisia nu pot compensa pierderile din Italia și din Spania, dar puțină ploaie ar putea remedia situația în Spania. Păi să vină la noi să împrumute niște icoane și să meargă pe la ei pe acolo. Poate plouă. Uite și la noi ce bine a făcut. A plouat până acum? Nu. Nu a plouat atât de mult cât trebuia în primăvară și asta nu ajută la crearea de sentimente mai bune cu privire la recolta următoare. Cred că noua recoltă nu va fi la fel de rea ca cea de anul trecut, dar probabil măslinele vor fi mai mici și vor avea o cantitate mai mică de ulei. Dacă plouă în septembrie și octombrie, atunci vom obține mai mult, va fi altă poveste, a spus Lourdes Negrillo din Vallejo, producător din provincia Jaén din sudul Spaniei. Păi da, dacă nu plouă, am înmăslinat-o. Ca să zic așa. E bine pe de altă parte că în România nu scade producția de floarea soarelui, de exemplu, și nu mă uit la ulei, mă uit la ăștia care stuchie sămânță pe stradă. Ăștia or să aibă mereu de muncă. Cei care produc floarea soarelui, că au sorică, o goare de floarea soarelui în România, ăștia vor duce mereu bine. De ce? Dacă nu iese ulei, vindem sămânță. Sămânțuri de floarea soarelui, pe care sămânțurile putem stuchi oriunde, oricum, cu orice ocazie. De ce? Floarea soarelui, sămânța de floarea soarelui, trebuie pusă pe drapel și în imn. Ne reprezintă în totalitatea ei. Da? Floarea soarelui. Uitați-vă puțin. Unde te întorci, găsești un maldăr de coji. De floarea soarelui. E o băncuță undeva într-un parc, ai vrea să te așezi? Nu poți, frate, că trebuie să vii cu lopata. Corect? De ce să facem ulei din floarea soarelui când avem cocalari mâncăcioși de floarea soarelui? Păi nu interesează să mănânce miezul, mă interesează să scuipe cojile. Unde? Mă, acum hai să le luăm puțin apărarea. Ei practic nu scuipă pe jos, e scuipă în sus. Ne pare rău dacă gravitația face ca toate chestiile să coboare spre pământ, da? Deci ei sunt oameni de treabă. Ei scuipă în sus. Sămânța însă, coaja de sămânță, e atrasă inevitabil de pământ. Fizică. Nu e vina nimănui. Da?
E foarte bine. Vă spuneam, câtă vreme avem floarea soarelui, vom avea o industrie. Lasă uleiul, bă, să crească. Prețul uleiului, lasă-l să crească. De ce? Se produce mai puțin ulei pentru că se mănâncă mai multă sămânță. O pungă de sămânță e cât? Un leu? Cât un litru de ulei? Bat câmpii, evident, nu știu prețurile, habar n-am. Dar câtă vreme există oarecare egalitate între astea două? Uleiul nu-l bei vere. Pe când sămânța, te duci la un meci, uite, a făcut Steaua cu Dinamo, am înțeles, nu știu ce naiba, scora seară, 0-0 sau ceva de genul ăsta. M-au omorât toată dimineața cu știrea. Ce a făcut Becali? Cum s-a șters la ochi Becali? Cum și-a băgat el deși un nas după 0-0? Deci mereu, Steaua Dinamo 0-0. Becali este furios. Puh, trec 5 minute. Steaua și cu Dinamo 0-0. Becali și-a băgat un deget în fund. Dar cui pasă ce a făcut Becali? Mă lași? Că doar nu joacă el fotbal, bre. De ce e așa de important omul ăsta pentru națiunea română? Nu reușesc să pricep. Niciun alt patron, că nici nu știu ce e el, păi zice că nu mai e patron la Steaua. Că e al oficiorsul sau nu știu ce n-a, că nici nu sunt la curent cu din astea, da? Dar e atât scos în față personalitatea asta, încât mă mir că oamenii mai văd și restul chestii. Steaua și Dinamo 0-0. Nu îi pasă nimănui de 0-0. Ce-a făcut Becali? S-a scărpinat în nas, și-a scos un ochi, i-a curs o lacrimă, are mai multă mătreață, și s-a pieptănat invers și a făcut cărare pe mijloc? Dar ce costum are Becali? Steaua Dinamo 0-0. Hei, când te duci la meci, mănânci un kil de sămânță, îl stuchi în cap pe cel din față, care nu-i așa, și el plătește exact aceeași bani ca și tine. Deci n-are niciun drept în plus față de tine. Mentalitatea românilor. Da? N-are niciun drept în plus față de tine, domnule. Ca urmare, poți să-l scui prin cap. Cu sămânță. Evident. Ce fel de om ești să duci la meci fără sâmbur la tine? Că nu-ți dau voie cu petarde, nu-ți mai dau voie cu flare din alea, nu-ți mai dau voie să arunci cu sticle de plastic sau cu brichete, trebuie să-ți omori cumva energia și atunci bagi 7 kg de semințe, frate. Da? Nu te duci la meci. 22 de oameni care aleargă după o minge. Pă, vorba lui bunica mea, să le dea, frate, 22 de mingi. Ar fi mai ușor. Da? He, te duci la meci ca să mănânci sâmburi. De aia, eu cred că ăștia după fiecare meci scot tone de coji. Vă dați seama câte case se pot încălzi cu toate cojile pe care le scot ăștia după un meci? Cui pasă că în Italia și în Spania măslinii nu mai fac destul ulei? Nu mai fac ulei pentru că e secetă. Asta este. Bine că avem de floarea soarelui. Azi am văzut o știre care mi-a dat cancer, frate. Am dat cu ea și pe Facebook și pe Twitter și pe unde am mai apucat. Mi-a dat cancer știrea asta. Și iar o să-mi spună colegii că sar la anumite percepte morale dictate de sus. În Dubai, un tată și-a lăsat fiica să moară înnecată pentru că nu vroia să fie atinsă de un salvamar pentru că ar fi dezonorat-o. Un bărbat a oprit salvamarii care se duceau să-i salveze fiica de la nec pentru că, a spus el, preferă să o vadă moartă decât să fie atinsă de un străin. Fata de 20 de ani a murit până la urmă înnecată. Da? Tatăl asiatic și-a adus soția și copiii la plajă pentru distracție. Copiii notau când dintr-o dată fata de 20 de ani a început să se nece și a început să strige după ajutor. Doi salvamari erau pe plajă, s-au grăbit să ajute fata. Totuși a existat un obstacol, care a fost credința unui asiatic care a considerat că dacă bărbații salvamari ating fata, o vor dezonora. Tatăl nu a vrut ca salvamari să-i atingă fata pentru că erau străini. Le-a spus că preferă ca ea să moară decât să fie atinsă de străini. Salvamarii ar fi putut să o scoată din apă și să o salveze. Tatăl a fost arestat de poliția din Dubai pentru că a împiedicat echipa de salvare să-i salveze fiica și să-și facă treaba, spune Emiratele 24/7 News. Emirates 24/7 News. Știrea asta, vă spuneam, mi-a dat cancer. Deși câteodată, eu stau de vorbă cu o mulțime de oameni, și mai tuturor le zic, bă, suntem prea mulți și prea răi și prea proști. Și nu doar că suntem mulți răi și proști, nu în totalitate, evident, generalizez, dar din 7 miliarde de oameni nu pot să fie toți deștepți.
sau să aibă un cât de cât să gândească. Deși suntem mulți răi și proști, nici nu ne dorim să fim mai deștepți. Mulți dintre noi preferă nu doar să stagneze, ci să se ducă din ce în ce mai jos. Pentru că li se spune. Există niște legi peste care oamenii nu pot să treacă. Da? Niște legi peste care oamenii nu pot să treacă. Una dintre ele este asta. 20. Mulțam. Una dintre legi este asta. Știți foarte bine, nu ai voie să-ți atingi, să atingi o fată străină sau o femeie străină pentru că te omoară ăștia. Păi asta e o situație diferită, bre, fata aia se înneca. A preferat să o lase să moară. Înțelegeți? Sunt niște legi peste care nu ne înțeleg existența. Eu. Nici nu mai știu când era, a fost o poveste la nivel înalt. Nu știu ce șeic. Ceva, prinț. Tot din zona aia unde există legi de astea. S-a dus să se întâlnească la nivel înalt, zic, cu... Ai știu, vait, vă rog, aduceți-mi aminte, ce a mai fost, a îmbrățișat-o ăla pe, nu știu, pe Condoleezza Rice sau ceva de genul ăsta și a fost aspru criticat la el în țară că a îmbrățișat sau a sărutat pe ambrii obraji o femeie care este străină, a fost aspru criticat. De cine? Nu de legile pe care tot el le-a făcut, legile religioase, care sunt mai importante, nu știu cum, Dumnezeu, decât legile. Da? Nu, eu sunt unele chestii pe care nu reușesc să le pricep. Mai am 20 de minute. Despre ce să vă vorbesc? Bucureștiul va avea cea mai mare roată din lume. Mă râdeam dimineață, înainte să văd articolul, zic, băi, da, are nevoie de cea mai mare roată din lume, la ce gropi sunt acolo... Logic are nevoie. Nu, e vorba de o roată de distracție, de asta, de un carusel. Nu știu dacă e carusel. Cea mai mare roată din lume. Cel mai nou parc de distracții din România va fi inaugurat la sfârșitul lunii august și va include cea mai mare roată de distracții din țara noastră, supranumită Roata Bucureștiului. Băi, dacă e făcută cum au fost făcute pasajele din București, eu zic să nu vă urcați vreodată în roata aia. Și aduceți-vă aminte că tot ce urcă, musai trebuie să și coboare. Conceptul Mira Magica a fost creat și implementat de o echipă de designeri internaționali care și-au pus amprenta asupra unor parcuri de divertisment din Marea Britanie, Spania și Italia. Potrivit surselor, un nou parc de distracție aflat în incinta parcului Herăstrău din capitală, în noul parc, copiii și cei mari se vor putea bucura de atracții de divertisment inovatoare, i-auzi, în aer liber. Eu aud inovatoare și mă gândesc, bă, ceva ce n-a mai fost făcut. De ce? Inovator! Nu, e o roată care, șocant pentru mulți dintre noi, există și exista încă din vechile timpuri. Nu e nimic inovator aici. Inovator ar fi chestiuțe care să leviteze. Da, nu s-au mai făcut. De-aia se cheamă inovator. În topul acestora, roata Bucureștiului cu diametrul de 25 de metri, cea mai înaltă din România, potrivit organizatorilor, fiind completată de alte 7 jocuri și elemente de atracție pentru întreaga familie, printre care turnul Spark, caruselul Tornado, mașinuțe tamponabile, bărcuțe și un trenuleț. Adică e bâlciu de la Roman, dar la București. Mult mai scump și într-un loc în care ar trebui să fie în continuare verde, gen Parcul Herăstrău. Dar în fine, e inovator. Nu s-a mai făcut nicăieri până acum chestia asta, abia se termină, nu? Nici mai știu, mai e bălciu roman. Turnul Spark, caruselul Tornado, mașinuțe tamponabile, bărcuțe și trenuleț. 70.000 de chioșculețe care o să vândă prostioare gen arme pentru copii, replici, da? Puști, puștoaice, pistoale, da? Arme. Înghețată pe băț, cu musculițe, n-ai vară și într-un parc în care ai mulți copaci, trebuie să ai și musculițe, țânțari, fluturași de noapte, etc., etc. Acebrice și carice, reparăm umbrele, vindem, cumpărăm calorifere, turnulețul Tornado, Spark, mașinuțe tamponabile, manele
și miros de mici. Sincer, aș prefera parcul în continuare. Parcul normal. Cu copaci, cu umbră, în centru unui oraș în care nu prea ai umbră. Vorbim de București. În centru unui oraș, unui oraș care e aproape tot timpul în construcție sau reconstrucție. Și ce s-a reconstruit se dărâmă cu de la sine putere că e construit prost și se reface. Păi prefer un parc liniștit. Când zic, bă frate, vorbeam iarăși, bă, eu mor că vorbesc cu oameni și asta este, tot mi-aduc aminte. Zic că aș prefera să stau în București cu o singură condiție, să pot ieși măcar o dată pe zi în parc, la umbră, să stau întins pe băncuță sau să dea Dumnezeu ideea primarului, cine se ocupă de parcul ăla, să pună șezlonguri chiar și legate de copac. În jurul unui copac, șezlonguri, frate, în care să te poți întinde cu o carte, cu un termos de cafea și să stai să petreci timp la liniște cu păsărele găinați pe umăr, mai dai o pagină, mai citești o bucată de carte, Sandra Brown, ți se ridică nivelul, da? Mai știu ce citește fiecare. Și pe urmă, după 2-3 ore, să te ridici de pe șezlong, să te scuturi de praf, să-ți dai semințele, cojele de semințe din păr, corect? Și să te duci acasă. Încărcat, aerisit, cu zgomot de păsărele în cap, că, na, ce păsărele poate fi în parcuri, fără să ascult, hai la roata cea mai mare, luați de la noi, avem, nu avem, veniți și luați cojoace, am o căciulă ieftină, cine vrea urechi de blană? Că după așa ceva nu te duci acasă încărcat, energetic, te duci stors ca o lămâie. Deci eu personal prefer parcul. Ok, mă întrebați, bă Neamț, dar tu în parcul din Roma, de câte ori ai fost? Destule ori. Nu prea pot să stau în parcul din Roman, în schimb. În continuare consider că e prea multă lume. E obositor pentru mine, nu mă întrebați de ce. Dar prefer să stau într-un parc la umbra unui copac decât într-o rată de 25 de metri. Ca să ce? Ca să fie cea mai înaltă din România. Lăsați bre copacii la locul lor și așa-s puțini. Mira magica. Nu, stai, de la sfârșitul lunii august până la sosirea iernii, copiii se vor putea bucura de atracții în fiecare zi a săptămânii, iar în weekenduri vor avea parte de evenimente tematice și alte surprize. Mira Magica este situat la intrarea în Parcul Herăstrău, dinspre șoseaua Nordului. Firma care se ocupă este cunoscută în domeniul de entertainment indoor pentru copii. Brusc au ieșit outdoor. Sincer, n-aș merge. Nici la noi în Bâlci nu m-am dus. M-am dus o singură dată, v-am spus, și am călcat într-un rahat de câine. Și aș prefera să stau liniștit decât să fie un loc aglomerat cu o grămadă de zgomot în care nu te poți concentra nimic sau ești nevoit să te concentrezi la orice. Cât te costă să dormi în camera lui Ceaușescu, frate? Asta nu mai e cultul lui Ceaușescu, da? Nu intră în legea aia. Cât te costă să dormi în camera lui Ceaușescu într-o cabană de vânătoare din Olt? O cabană de vânătoare din Olt folosită de Nicolae Ceaușescu, sau de acum înainte o să ne referim la el ca acel al cărui nume nu îl putem rosti, el și cu Voldemort. You know who. Știi tu cine. Dacă vrei să dormi în camera lui știi tu cine, că nu mai avem voie, că e cultul omului, da? Vă spuneam, cabana de vânătoare din județul Olt, folosită de știți voi cine, a intrat în circuitul turistic și se află la dispoziția tuturor celor interesați. Pentru o anumită sumă, doritorii vor putea dormi în camera știți voi cui. Pentru cei care doresc, aceștia pot solicita prezența foștilor angajați, care le vor povesti cum decurgea o partidă de vânătoare în compania lui știți voi cine, și ce preparate prefera știți voi cine, spune știrtvr.ro. Complexul de vânătoare din Reșca a fost construit în anii 1980 în stilul rustic montan cu influențe oltenești după Revoluția de la 89. Păi dacă nu putem vorbi de omul ăla, putem vorbi de Revoluție? Revoluția este o consecință a existenței personajului ăsta despre care nu mai avem voie să vorbim. Și care foști angajați dacă despre el nu putem vorbi
Putem vorbi despre foștii angajați? Nu intră tot în cultul lui știți voi cui? După Revoluție, cabana a fost una dintre principalele atracții din județul Olt, chiar imediat după Revoluție, când oltenii au intrat călare în cabana aia și au furat tot ce se putea fura. Imediat după Revoluție chiar a intrat în, ca principală atracție. Merge la cabana la Ceaușescu, să-l întâlnească de pe perete, televizorul color, că avea omul clar că era... Scuze-mă, era președinte, cabana aia trebuia să aibă niște chestii în ea. Îi luăm ăsta de robineții de la baie. Da, a intrat în circuitul principalelor atracții, chiar din primul moment. Complexul are 3 corpuri de clădire și păstrează în proporțiile peste 80% dotările de acum 25 de ani. Pe de altă parte, adică numai TVR-ul, pe de altă parte, acesta dispune și de tehnologia a vremurilor actuale, deci în proporție de 80%, dotările de acum 25 de ani. Storuri de alea de cârpă, mileul de pe televizor cu peștișor de sticlă și TVR-ul. Gata, se prindea pe vremea. În schimbul unei sume de între 70 și 100 de lei pe zi, oricine dorește poate închiria dormitorul, știți voi, cui prețul include și poveștile despre partidele de vânătoare ale acestuia și cum se pregătea complexul pentru sosirea, știți voi, cui. În perioada în care vânătoarea este interzisă, complexul de la Reșca este închiriat pentru evenimente private. Ale nu știți voi cui, pentru că nu avem idee ce ștabi, ce baștani ajung la complexul respectiv. Abia ăștia nu vorbiți despre. Bă, ai idee cine a fost la complex, frate? Nu știm cine. Păi da, erai acolo. Da, dar nu știm cine. Dom'le, dar e servit la masă. În continuare susțin că nu știm cine. Păi și cu cine a fost? Cu nu știm cine a fost, dar era frumos și cătare. Păi semăna cu soția? Nu știm cui. Da, bă, deci era cu soția cuiva, da, dar nu știm a cui. La propriu, chiar nu știm. Da, e, dacă vreți să dormiți în camera lui cel al cărui nume nu îl putem rosti, puteți să scoateți din buzunar între 70 și 100 de lei. Nici măcar nu-i scump. La modul serios, nu-i scump. Gândiți-vă, am să vă dau reclamă nesimțită, dar dat fiind că e un amic de-al meu, am voie, da? La cabana la Lostrița, la Hangu, unde vă recomand cu drag să mergeți, pentru că e o zonă foarte faină în coada lacului, păsărele, iarbă, apă curată, în fine. Da? Într-o perioadă, pe nepusă masă, am plătit 60 de lei într-o noapte. 60 de lei nu-i mult, este că foarte puțin. Eu nu prea stau pe la cabane de felul meu. Mie mi s-a părut... Deci că e chiar foarte puțin. Deci, ca să dai 70 sau 100 de lei, între 70 și 100 de lei, ca să ai și detai staff-ul care să-ți povestească cum mergea vânătoarea lui cel al cărui nume nu ne mai este permis să-l rostim, eu zic că e ok. Mișto ar fi să te lase să faci ce făcea personajul al cărui nume nu mai avem voie să-l rostim. Adică să-ți dea pușca, cineva să tragă în mistreț în locul tău, tu să faci bang, da, din gură oral care este și mistrețul să pice. Și să-l mănânci. Bă, ar fi ok. Eu aș face. N-aș împușca mistrețul, nu m-aș simți vinovat, ci să-l împuște altcineva. Bang! Ce făcuși, bre? Te blocași? Halo? Treceți la locurile voastre. Haide, bre! Nu vreau, domnule, să activez nimic. Bun. Facebook. Acest minunat, această fantastică platformă de socializare care a ajuns să ne conducă viața mai mult decât ne conduc legile sau mai mult decât ne conduce bunul simț, a decis că trebuie să trimită internet în Africa din avion. Că Africa de asta ducea lipsă, da? Nu de apă, nu de guverne stabile, nu de o situație socială clară, nu de salarizare sau de locuri de muncă, ci de internet. Aia trebuia, da? În țări în care, de exemplu, gruparea Boko Haram dă foc la câte 2-3 mii de oameni zilnic sau săptămânal, părălor ar trebui și internet. Altfel cum să-și facă publice chestiile? Uite, ăștia din statul ISIS, de exemplu, din statul, cum se cheamă, islamic, cât mai întoarșul. Aproape 10.
aproape 10 minute, da? Ăștia din statul islamic, ei își fac publice pe internet chestii. Mai iau gâtul cuiva, hap apare pe internet. E, ăștia de la Boko Haram nu pot să facă. De ce? N-au net. Și atunci Facebook le dă net din avion. Avionul acesta va putea înconjura o anumită regiune până la 90 de zile, furnizând internet de la o altitudine de 18 până la 27 de metri. Așa spune Facebook, avionul care va umple cerul cu internet. Planurile Facebook de a deveni un serviciu de internet plutitor pentru țările în curs de dezvoltare încep să se concretizeze. Compania a prezentat Aquila, un avion aflat încă în teste, creat în tocmai pentru acest scop. Are deschiderea aripilor unui Boeing 737 și, deși este echipat cu toate dispozitivele necesare, cântărește doar între 400 și 450 de kg, cam o treime din greutatea unui Prius. Va funcționa astfel. Facebook va avea lasere pe pământ, capabile să localizeze dispozitivul optic montat pe spatele avionului. Practic, va fi ca și cum ai împușca cu laser o țintă de dimensiunile unei monede de la o distanță de 16 km. Și cum? Nu s-a militarizat această minunată, extraordinară, fantasmagorică chestie? Păi băi, dacă ăștia pot nimeri cu laserul lor o țintă de dimensiunea unei monede, imaginați-vă câtă libertate și democrație ar putea trimite americanii în zonele alea, de exemplu, că trebuie și acolo democrație. La fix. Clink, ai văzut locușorul, vezi pe om care ridică mâna să spună imperialiști americani, pang! Avionul Facebook vine și îi dă niște internet de să se sature. Și îl sărăcește pom. Gat, la revedere, ura și la gară. Înțelegeți? Deci asta trebuie. Eu am murit când am văzut. Asta le trebuia, băi. În țările alea în care oamenii beau apă din băltoace în care s-au pișat mai devreme cămilele, elefanții, ăia beau apă de acolo, ei, lor internet le lipsea. În rest aveau de toate. Haleală, gârlă, apă, gârlă, nisip din greu. Grupări extremiste militare, guverne care se schimbă, vă spuneam, cu împușcarea guvernului vechi, stabilitate economică, alea au pe toate. În rest, netul, frate. Cum să se uite și ei la site-uri din alea, sărmanii africani, burtoși, cu muște la nas și în ochi, dacă n-au net? Priorități din greu. Fujitsu, ia uite, apropo de priorități, Fujitsu a lansat smartphone-ul Arrow Zen, primul telefon din lume cu scanner pentru Iris. Tehnologia permite deblocarea dispozitivului, dar și autentificarea în aplicații și conturi online. Adică, dacă până acum existau telefoane pe care puteai să bagi un cod, dacă până acum existau telefoane cu amprentă digitală, acum trebuie să-l bagi în ochi, bre. E, noua chestie, ați văzut filmele alea cu spioni? Da? Cum reușește spionul sau băiatul rău să intre într-o locație care este protejată cu scanner retinal? Ha? Mai țineți minte? Vă zic eu cum. Se ia un nene care are acces și îl lași fără ochi. Da. Termină cu glumele proaste. Îl lași pe om fără ochi și intri în locația respectivă. Nu cred. Mersi. Lasă bre. Da, mi-am scos ochiul singur ca prostul. Așa. E, imaginați-vă că găsiți un telefon pe jos. Bă, are scanner retinal. Să vedem cine este tipul al cărui telefon este. Bună ziua, e telefonul tău? Da, mulțumesc că mi l-ai găsit. Ochiul. Eu cred că trebuie să închei, nu? Mai am de zis ceva? Nu mai. Eu aștept cu drag telefoanele pe bază de miros de șosetă. Vorbesc serios. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Nu știu ce faci tu acolo. Trebuie să fac așa? Mă înclini? Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi și pentru răbdare și rămâne să ne vedem mâine la o altă ediție a 24 Hitler. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!